Într-o impunătoare clădire în stil neoromânesc, situată pe șoseaua Chiselev din București, funcționează din 1990 Muzeul Țăranului Român. Pentru cei care iubesc obiectele și știu să intre în relație cu ele, care pot înțelege somptuozitatea lucrului umil și care nu au încetat să se mire, pătrunderea în muzeu este un prilej unic de a cunoaște și înțelege peisajul cultural al lumii țărănești tradiționale din România. Operă de artă în sine, muzeul este rezultatul unei fericite întâlniri între țăranul român, personaj fabulos, încărcat de istorie și geniu creator, și un mare artist, pictorul Horia Berna. Discursul muzeografic simplu, proaspăt, suplu și discret propus de Horia Berna este axat pe dimensiunile fundamentale ale vieții rurale românești, legea creștinească și rânduiala vieții. Un pom, smuls din rădăcină, a fost adus dintr-un sat și expus în prima sală a muzeului, denumită Crucea Pomul Vieții. Pe ramurile pomului sunt fixate mai multe cruci pictate, ciudățenie, mister, încărcătură de sacru. Sunt cruci de jurământ sau de iertăciune, pe care urmașii celor dispăruți le fixează în pomii pentru a plăti promisiunile nerespectate. Pentru că în cultura țăranului român, binele și răul acționează la oaltă. De aceea lumea este o construcție fragilă de spații faste și nefaste și cere în permanență gesturi și practici de protecție rituală. Mai departe, lucrurile se leagă pentru a crea o imagine coerentă a viziunii țărănești, activă până nu demult în satul românesc asupra vieții, morții și învierii. Scoarțe țesute cu pomul vieții, pe ramurile căruia stau păsări ale sufletului. Racla de sticlă, în care zace o cămașă lipsită acum de trupul pe care îl îmbrăca, este înconjurată de un așternut simbolic alcătuit din ouă de Paști, semn al învierii. Iată și manuscrisele miniate ale călugărului țăran Picu Pătruț, opera unei vieți de umilință și creație, dedicată în mod paradoxal caligrafiei, într-o epocă de avânt al tiparului. Pomul vieții constituie materia și structura crucii. Cruci de mână și pristolnice, cruci de susținere a roții, cruci de mormânt. Sub semnul crucii se desfășoară legea creștinească. Creștinii nu pot trăi fără cruce. Expunerea în sala Puterea Crucii gravitează în jurul unei troițe aduse din satul Burluș și județul Argeș. Construcția a fost descoperită la marginea satului ca loc de popasă, de odihnă și de rugăciune. Interiorul construcției în care se află crucea pictată este lăsat în lumină naturală. Astfel, numai răbdarea celor care își obișnuiesc ochii cu penumbra este răsplătită cu descoperirea picturii naive care împodobește crucea. Simplitatea expunerii în sală este ritmată de jocul de lumină și umbră și de vecinătatea celorlalte obiecte. O muzeografie a esențelor. Muzeul Țăranului Român are o bogată colecție de icoane țărănești. În prima sală dedicată lor se încearcă un discurs explicativ asupra icoanei ca imaginea lui Dumnezeu prin chipul omenesc al lui Iisus Hristos. Prin icoană, țăranul comunică cu Dumnezeul transcendent. În centru, pe un suport amplu, este expus un fotomontaj, chipuri ale lui Iisus Hristos zugrăvit în vremuri și locuri diferite. Deasupra lor tronează o modestă icoană țărănească pe lemn. Este o analogie aproape platoniciană. Icoanele din orice timp și școală fac să transpară același chip cristic. Înșiruite pe pereți sau puse față în față ca într-un dialog și un dans, icoane cu chipuri de îngeri și sfinți contemplă chipul lui Hristos.
Icoanele pe lemn din Transilvania, expuse în stânga sălii, sunt asemănătoare în simplitatea lor frustă cu cele catalane, ochi imenși, absorbiți de nevăzut, participând la nevăzut. În vecinătatea icoanelor se află o troiță. Fără o somptuozitate anume, ea sintetizează multe din elementele genului țărănesc, ale îndrăznelii țărănești în a crea obiecte înconjurătoare. Troița nu este stingheră, ea face parte din aceeași zona a sacrului bine exprimat la român până nu de mult. În sala cu icoane pe sticlă, vizitatorul este îndemnat să se așeze față în față cu icoana, să o cerceteze, să dialogueze cu ea. O masă lungă, vitrină și pupitru totodată ocupă tot axul unei vaste săli boltite pe coloane. Sunt prezentate diverse compoziții tematice, alcătuite din icoane, icoane relicvar, ex-votouri, izvoade, texte ce țin de icoană. Varietatea și ingeniozitatea compozițiilor din centru contrastează cu expunerea calmă și ordonată de pe pereți. Sunt prezentate aici mai toate școlile de icoane pe sticlă din Transilvania. Nicula și Gherla, Laz, Mărginimea Sibiului, Schei Brașovului, Făgăraș, precum și icoane ale unor meșteri faimoși ca Savu Moga și Matei Ținforea. E minunat așa de văzut cum țăranul în simplitatea lui devine model pentru cei cu multă școală. E interesant, sigur, și cum se făceau icoanele cu multă rugăciune, cu un atelier la care participa întreaga familie. Unii făceau sticlele, alții le desenau, alții le umpleau cu culoare, alții făceau ramele și, în fine, alții mergeau și le vindeau prin târguri cu căruțele și strigau la icoane, la icoane, și lumea venea și își lua icoana respectivă. E o sală care are așa o atmosferă de vechi sat transilvan, și de colț de biserică și de colț de casa cea mare și în care oamenii se simt bine, atât mai mult că sunt și niște lumițe puse deasupra meselor care, atunci când se stinge lumina mare, dau așa atmosferă de naștere, de Crăciun, de sărbătoare, de taină liniștită.